La 26 de ani cântărește 103 kg, de două ori greutatea normală pentru înălțimea și vârsta ei. Aceste kilograme au făcut-o să se simtă deseori umilită, neîncrezută și îndepărtată de propriile sentimente și dorințe. În proiectul Un nou început cu Unica, cei mai iscusiți specialiști o vor ajuta să-și recapete frumusețea și încrederea de odinioară. La cumpărături, aveți mărimi pe mine, spunea, oh, nu, așa nu avem. Toți mă arătau cu deși, nu mi-era chiar plăcut, era și dureros. La început o să fie foarte dificil, mă sperie un pic. Cel puțin să ajung cum arătam pe la 15-16 ani, atrăgeam și o privire, ceea ce nu pot spune acum. De mic copil suferă de, hai să zicem, această problemă. Și deseori mă incomodam, fiindcă, într-adevăr, eram ceva mai deosebit față de colegii și prietenii care erau pe lângă mine. Suntem prieteni, spun din copilărie, de când o știu are probleme cu greutatea. În adolescență pierdea zile întregi căutând dieta perfectă, care nu dădea însă niciun rezultat. Momentele în care mergea la shopping erau de coșmar. Niciodată nu găsea mărimea potrivită pentru hainele dorite. Când mergeam cu mama la cumpărături, la întrebare, spre exemplu, pentru vârsta cu tare și cu tare, aveți îmbrăcăminte? Deci uitau la mine și spuneau că nu. Deci nu vă trebuiește pentru vârstă, ci pe mărimi mai departe. Era dureros, da. În momentul în care m-am dus să caut rochii de mireasă, a fost o plimbare probabil de jumătate de zi pierdută în zadar. Fiindcă modelele care îmi plăceau, întrebam mari, mărimi aveți? Spuneau că nu, doar la comandă. Și deci am rămas la ce-și vreau, tot te facem o comandă. După naștere, Irina însă a mai adăugat în greutate, peste 20 de kilograme. Perioada sarcinii a fost mai grea. Am adăugat foarte multe greutate. Fiziologic, adică normal că slăbim sănătos, nu este bine să slăbim în două luni foarte multe kilograme, fiindcă dăunăm organelor interne și nu e bine pentru sănătate. Normal ar fi, măcar la vârsta ei, ea este foarte tânără încă, la vârsta ei putem să slăbim chiar și 15 și 20 de kilograme. Aș vrea eu, dar vedem pe parcurs. Când mi-a spus antrenoarea că pentru perioada de două luni va trebui să slăbesc cu cel puțin 15-20 de kilograme, deci a fost practic un șoc pentru mine, că mă gândeam, nu este posibil, știți? Dar sper că voi reuși și sunt convinsă că voi reuși într-un final să arăt bine, să mă simt bine, fără kilogramele care mă incomodează. Ce ține de alimentație, chiar de la început, cum începem antrenamentele, este bine să reducă dulciurile, făinoasele, cărnurile grase, să reducem porția de mâncare. Adică la fiecare masă să nu mănânci cum mânca anterior, dar să treacă la mai puțin, după care schimbăm alimentația total. Aoleu, problema cu dulciurile, cu făinoasele, este chiar o problemă pentru mine, fiindcă foarte tare le iubesc, mai ales mama soacră gătește foarte gustos. Știi, când încep 2, 3, 4 zile să ții o dietă și vii în vizită la mama soacră și wow, masă plină cu bunătățile, asta e mai problematic. Sunt problematice sunt abdomenul și talia. Și fesele, și coapsele, la general avem de lucru, dar aș dori eu, în primul rând, ca femeie să fie frumoasă, să aibă o talie de vespe, să aibă fese tonifiate, coapse frumoase. Cea mai problematică zonă probabil este totuși purta, în urma sarcinii și în urma nașterii, dar de fapt toate sunt problematice. Clar că nu visez să ajung la 90-60-90, fiindcă cred că e mult prea greu și mult prea în timp durabil. Paralel cu shaping-ul, Irina o să facă și aquashaping, plus la aquashaping o să facem și masaj în fiecare zi. Sunt foarte fericită că am ajuns finalistă în concurs și vreau să am parte de o schimbare alături de specialiștii de la Unica.
vreau ca soțul meu să se uite la mine cu alți ochi, să... poate el tace, nu zice în glas, dar știu că ca și orice bărbat ar vrea să vadă lângă el o femeie frumoasă, o femeie trăgătoare și plus la asta vreau și pentru copilașul meu să mă fac să am o schimbare.